O nouă întâlnire imediat după prânz, așa cum v-am obișnuit la Radio Accent, un invitat special în această după-amiază, domnul Liviu Andrei, fost prefect de Gorj, fost inspector școlar general și, în ultimul rând, fost subprefect al Capitalei. Și pentru că n-a mai fost de mult pe la noi, o să întrebăm ce părere mai aveți despre viața politică locală, domnule prefect. Cum o găsiți la momentul august 2017? Bună ziua, bine v-am găsit. Grea întrebare, că e... Încerc să vă dau un răspuns pe măsură. Din punctul meu de vedere, în momentul actual, Gorjul, și nu numai Gorjul, politica care se face la nivelul Gorjului e amestecată. Lucrurile nu sunt cât se poate de bine puse la punct, pentru că, după cum vedem și vedeți și dumneavoastră, treburile se strică pe zi ce trece. Din păcate, situația nu e așa cum ne-am fi dorit-o. Noi, în urmă cu ceva timp, când promisiunile erau extrem de îndrăznețe și aspirațiile noastre destul de mari, din păcate, situația nu este așa cum ne-am dorit-o și iată că nu mergem atât de bine cum ne-am gândit. Spre timp, analizând așa la rece ce s-a întâmplat din din decembrie 2016 până astăzi și nu numai din iunie 2016 și până astăzi, când am avut alegeri locale și alegeri generale, vedem că situația nu s-a îmbunătățit deloc, mai mult de atât ea se înrăutățește, pentru că treburile pleacă de sus. Vedem că singura preocupare pe care o au guvernanții, numai guvernanții, parlamentari și toți cei care diriguiesc activitatea la nivel central, nu au altă preocupare decât să se lupte cu instituțiile de anchetă. E o situație inedită în țara noastră. Am fost în străinătate și m-au întrebat colegi, prieteni, amici de afară, băi, ce se întâmplă la voi? Ce este nebunia asta? Aveți și voi o guvernare, ceva, trebuie să mergeți pe un anumit traiect. Singura chestiune de care se scrie despre voi în străinătate și care știm noi este că se luptă executivul, și nu numai executivul, și Parlamentul, se luptă cu instituții de anchetă, în special cu Direcția Națională Anticorupție. Și imaginea noastră nu este limpede la nivelul străinătății. Nu este limpede pentru că cei care pleacă și care discută acolo și duc informații, duc aceste informații, că lupta este nebunită și că treburile nu merg. În momentul în care pleci pe un anumit traiect și în momentul în care îți stabilești niște direcții, niște ținte, niște targeturi și ajungi ca să treacă aproape un an de zile în care targetul principal este să rup gâtul unei instituții anchetă. Sigur, făcând o paranteză aici, nimeni nu este de acord cu practicile pe care le are DNA-ul. Și am spus-o de totdeauna, am spus-o și o voi spune în continuare, că sunt practici de tip învechit. Vă aduceți aminte că nu era zi în care să nu fie luați 2-3 2-3 persoane care cunoscute la nivel național și mai ales una foarte cunoscută pe baza unor depoziții pe care le puneau niște martori. Martori. Dacă eu sunt martor și vrei să scapi, trebuie să spui ceva de rău ce spunem noi,
Despre Popescu, dacă nu spui, te încadrăm pe tine mai jos și te dăm și mai mult, păi îți propunem și mai multă pușcărie. Și în condițiile astea, vă dați seama că oamenii făceau pe dracu în patru ca să poată să iese ei din colimatorul instituției de anchetă și să bage pe alții. Și pe baza acestor depoziții, acestor, așa ziselor, denunțuri, celebrelor denunțuri, se luau diferiți oameni și toată lumea era focusată pe televiziuni, toate emisiunile erau în extenso pe aceste întâmplări și sigur nu era în regulă, pentru că nu poți să dărâmi viața unui om, să-l duci pe omul respectiv în arest și să-l acuzi de tot felul de lucruri pe care poate nu le-a făcut, poate le-a făcut, dar să-l acuzi pe baza unui denunț. Este inadmisibil acest lucru. Da, nimeni nu spune nimic. Toată lumea trebuie să plătească pentru greșelile pe care le-a făcut. Dar pentru aceste greșeli trebuie să existe o hotărâre definitivă și revocabilă. Singura care poate să spună punctul de vedere este instanța judecătorească și dacă instanța s-a pronunțat, chiar dacă în sufletul tău vina este mai mică, dar dacă instanța a considerat că aceasta este vina pe care o ai și trebuie să îi spășești o pedeapsă, natura o hotărăște instanța, atunci toată lumea poate să scrie, toată lumea poate să vorbească, toată lumea poate să spună. Aici un rol important l-a avut și presa, pentru că aceste întâmplări pe care au fost atunci, presa a fost bulc pe respectivele persoane și tot felul de declarații, tot felul de interpretări. Plus, se știe foarte bine, presa centrală și locală au tot felul de indivizi care țin în viață presa cu informațiile respective pe care acei indivizi fac din țânțar armăsar. Și bineînțeles, presa cum a primit-o, cum a și aruncat-o pe piață și se umflă piața de tot felul de informații. E, luând-o modo grosso așa, această luptă nebună care pe undeva este dusă normal, pentru că își depășise, erau instituții ale statului de anchetă care își depășiseră cu mult atribuțiunile pe care le au și se extrapolaseră foarte, foarte mult, deci pe undeva este îndreptățită această luptă, de o parte și de alta au dus ca să nu mai fim focusați pe ceea ce este necesar pentru țara asta, ceea ce este necesar pentru județul nostru, ceea ce este important pentru județul nostru și ne-am lăsat așa duși de val. În condițiile astea, de asta v-am răspuns la întrebarea dumneavoastră, nu pot să fiu mai aplicat de atât, că și politica la nivelul județului Gorj este, și în special la Târgu Jiului, este amestecată. Este amestecată, poate dacă, eu știu, cei care diriguiesc țara asta își vor reorienta poziția, atunci și noi ne vom reorienta și vom merge pe un traiect ascendent, întrucât situația Gurjului nu este cea pe care ne-o dorim noi. Situația este destul de delicată. Știți bine, trăim printr-o minune, să zic așa, pentru că mai există încă rezervă de cărbune în pământul Gurjului. Când va mai exista, vom fi un ținut pe harta României ieftin și propice pentru cei care fac afaceri de acest gen. Deci, să cumpere ieftin, să vândă. Economic, în viață, ne mai ține doar cărbunele, spuneți dumneavoastră. Dacă există câteva mici întreprinderi care lucrează și care produc și care au angajați câteva sute de oameni, dar încă mai sunt în viață, n-aș vrea să renumesc pentru că nu fac publicitate niciunei întreprinderi aici, nici negativă, nici pozitivă. Dacă mai există, este așa un mic nor aruncat atunci când afară sunt 50 de grade, aruncat așa pe deasupra ca să avem impresia că va veni puțină răcoare. Nu. Marea bază pe care a avut-o acest județ a fost în minerit și energie. S-a investit extraordinar de mult în minerit și energie, gândindu-se că aceste rezerve sunt nelimitate. Din păcate, sunt și ele limitate, au și ele limitele lor.
După cum am văzut, s-au făcut o grămadă de concedieri, unele pe bune, altele arbitrar. Dar se fac și angajări în paralel. Am auzit și în ultima perioadă că se fac și angajări. E o practică din asta. Cum vă explicați situația aceasta? E puțin antagonică, până la urmă, economic vorbind. Da, e o practică din asta, ciudată. Anunți că nu merge treaba și că trebuie să dai afară. Dai afară 2000 și nu știu câte oameni, după care, după ceva timp, am început să mergem și încadrezi. M-ar interesa, și cred că și pe cei care ne urmăresc în acest moment i-ar interesa, dacă instituția respectivă ar putea să ne informeze dacă s-au făcut angajări, câți din cei care au fost concediați, care erau specialiști, au fost angajați, reangajați, rechemați de acasă și să își folosească știința pe care o au, experiența respectivă, să o pună în practică acolo, pentru că eu sunt sceptic în ceea ce privește chestiunea asta. Dai afară specialiști și angajezi persoane dragi unora sau altora. De asta nu merge țara asta, domnul Covaci. De asta nu merge țara asta. De asta suntem vai de noi. Pentru că în momentul în care a fost nevoie de resursă umană, 95% resursa umană a fost angajată pe criterii de clientelă, pe criterii de nepotism. Deci continuă, se perpetuează treaba asta? Cred că se continuă. De aia nu mai avem învățământ, de aia nu avem nici mari câștiguri în sănătate, mari rezultate în sănătate, de aia nu avem cultură, de aia nu avem nimic, de aia nu avem economie, de asta lucrurile merg prost. Pentru că aici vreau să discut puțin despre concursurile care se dau. E o mizerie. Aceste concursuri sunt niște făcături coordonate de anumite persoane, bineînțeles, la sugestia unor altor persoane care sunt mai suspuse. Aceste concursuri sunt date de dragul de a fi date. Ele sunt ca niște măști, sunt ca niște umbre, sunt ascunde-te în spatele ușilor închise. Pentru că sunt N concursuri care s-au dat, la care mulți au luat, au fost 10 pe loc, să zicem. Dăm un exemplu în care 9 au luat peste 7 și 2 dintre ei au luat notă de peste 9 și unul singur abia a fost tras de păr și a luat 5. E, ăla care a luat 5 a luat postul la examenul interviu. La interviu, la examenul de vorbe. La interviu. E, astea sunt măgările și nesimțirile. Să fie ca în sketch-ul lui Toma Caragiu, concursul se ține joi, postul cu bani de marți. Era un sketch celebru la anii 70. Nu, eu, da. Caragiu e mare și tare. Da, a fost ceva care nu va mai avea România. A avut curajul să spună... A avut curajul să spună totul pe... Da, să spună lucrurile pe nume. Altele... Și n-am avut întâmplările pe care le-am avut ulterior și care le aveam în ziua de astăzi, în care îi trebuia lui Caragiu, Dumnezeu să-l odihnească 3 ani ca să spună ceea ce se întâmplă. nu erau atâtea întâmplări, erau întâmplări mult mai mici, da. Știți, celebra Sorcovă și cum... Da. Să aibă un ceva în ea. Din păcate, interviurile sunt niște măști ca să obțină postul cel care îl dorește persoana care este acolo pusă să aleagă. Niciodată, rare ori, foarte, foarte rar, poate la instituții particulare unde s-a mers pe știință. Rare ori. Sunt foarte puțini oameni care își doresc să aibă specialiști de calitate. Își doresc să-și țină postul lor de șef. Sunt șef, rămân șef eu, lasă. Am 3 posturi, dacă a spus nenea Liviu Andrei, care e nevoie, mă dau pe mine ca să nu fiu acuzat de nu știu cine că am dat nume aiurea, să-l propun pe ăla, păi propun pe ăla, băi, că ăsta e mare. De asta suntem în situația în care suntem în acest moment. Groaznică. În învățământ
Suntem la pământ. La pământ. Și în învățământul preuniversitar, și în învățământul universitar. Este școala românească, care era de cea mai înaltă calitate până în anul 1990, nu s-a făcut altceva decât să se dărâme din 90 până astăzi. Cum s-a reușit? Cum s-a reușit? Prin aceste măsuri politice, cu ghilimele de rigoare, politice, clare, de a încadra numai oameni nepregătiți, de a lua examenele toți. Știți bine că erau examenele de bacalaureat, că se luau 90% numai cei care nu erau prezenți nu luau examenul de bacalaureat. Pentru că acolo se câștiga aport politic, vot politic, era votul politic. Și spuneau, domnule, dacă noi mergem la ăștia și le dăm în cap și dăm cu ei de pământ și nu-i lăsăm să ia bacalaureatul, să înscrie la facultăți, permisivitatea asta de a se înființa atâtea universități în țara asta și să se intre cu concurs de dosare nu numai la facultăți gen care erau celebre, drept, științe economice, mai știu eu ce, nu, inclusiv la medicină se intră pe bază de dosar la facultăți private și în ziua de astăzi la medicină se intră pe bază de dosar. Și medicină generală, și medicină dentară, și la stomatologie. Și la farmacie. Deci, generală, dentară și farmacie se intră pe bază de dosar. Păi, cum să... Vii cu pata la maua aia și o prezinți la un angajator, te angajează și nu știi pe unde să ții acu, nu știi pe unde să pui, nu știi ce să faci cu bisturiul, nu știi ce să faci. Îți vine un caz ești depășit, ești depășit, ești total depășit. Mai mult, s-a mers pe a închista, a-l închide într-un cocon acest învățământ în anumite zone de frica că vin din urmă oameni care le ia locul acelora care sunt în funcțiile respective. De ce să fac eu în facultatea de medicină foarte multă practică? Nu! Îi țină aici să învețe. Practici comunisto-bolșevice sunt în facultăți mari, gen Universitatea Carol Davila din București, unde, de pildă, dacă ai picat examenul sau dacă nu te prezinți la el, în reexaminare, nu poate să-ți dea mai mult decât 5, poți să știi cât vrei. Pentru că așa e el. Așa e el, profesorul X, care îți dă numai nota asta. Iar am înțeles că de momentul în care eu am făcut o plângere, nu știu dacă știți de treaba asta, în timp ce eram supraveghet al Capitalei, am făcut un memoriu către minister și către facultatea, direcția facultății, era atunci rector domnul Sinescu, urologul. Am făcut plângere pentru că nu se făcea practică absolut deloc, iar eu eram înnebunit ca tot timpul să duc pe fata mea să facă practică undeva în București și nu numai că o duceam, dar plăteam pentru ca să stea acolo. Asta este, așa se făcea. Și ei nu făceau absolut deloc practică pentru că le era frică că vine o mână forte din spate, găsesc valori care vin din spate și le ia locul. Mai mult, celelalte facultăți, indiferent că sunt de stat, că sau mai ales particulare, agrează orice fel de persoană care vine, care își face dosarul și vine acolo și plătește clientul nostru, stăpânul nostru. Pleacă după aia. Acum vă spun că așa se întâmplă lucrurile. Sunt facultăți private care vin numai o dată în septembrie în reexamen și tu îți dai toate examenele și după 3 ani de zile te pomenești cu diploma în buzunar. Nu știi ce înseamnă curs, ce înseamnă seminar, ce înseamnă... Asta se întâmplă. Mai mult, în învățământul preuniversitar s-au dat concursuri, au fost ajutați tot felul de indivizi care au obținut note mari și-au optat pentru posturi la licee de valoare, unde vin copii buni și unde nu fac nimic și ușor, ușor se alunecă către la vale. Domnul Covaci, în momentul în care învățământul este în halul în care este în țara asta, sănătatea este în halul în care este în țara asta, cultura nu este băgată, înseamnă că țara aia nu există, domne. Nicăieri nu poți să... Niciodată nu o să ieși în...
afară și să știe lumea despre Iliescu, Băsescu, Constantinescu sau de Claus Iohannis. Nu. Sau de anumite nume politice în țara asta, le spui de nu știu ce nume politice. Nu. Când ieși afară, toată lumea vorbește de savantul cutare, de cel care a descoperit insulina și ne-au furat-o canadienii, într-un exces a fost plătit pe nimic și au furat de descoperirea pe care o făcuse celebru savant și au luat-o și au însușit-o canadienii. E, oameni din ăștia, plus te duci afară, când ai apărut cu Gică Hagi, cu Nadia Comăneci și cu Ilie Năstase, chiar dacă el controversat acum că este un timp mai vulcanic și mai coleric, toate sunt niște nume. E adevărat, toată lumea spune că Nadia Comăneci vorbește frumos, dar ceilalți doi nu. Vorbesc atât cât trebuie să vorbească, dar vorbesc apăsat, iar cu cuvintele lor, dar cuvintele lor au o greutate imensă față de ce greutate au cuvintele unor politruci, unor era să zic un cuvânt, dar am spus că astăzi nu vorbesc, nu folosesc epitete urâte la Radio Accent. Cum se vede de afară România, domnule prefect? Ați avut mai multe experiențe în afară. Da, și am călătorit foarte mult și am fost. Și am vorbit cu foarte multe persoane. Am fost în anumite cazuri și șef de delegații. Am condus delegații ale României în afară. În țări precum Franța, Cehoslovacia, Olanda. Și am stat de vorbă cu oamenii de acolo, iar știți că cel mai bun dialog îl ai în momentul când stai la un pahar de vorbă. Da. Și atunci se spun toate lucrurile. Lucrurile se spune pe nume atunci nu mai se ocolește. România este văzută ca o țară coruptă până în vârful păr, până în măduva oaselor și de la unghie până la vârful părului. Este o țară coruptă. România este văzută că acolo, dincolo, eforturile care se fac împotriva corupției sunt vagi. Și dacă au mai fost arestați nume grele care au greșit și, ba mai mult, îmi spunea un amic din Germania, spunea, dom'le, ați arestat foarte mulți. Vă felicităm pentru treaba asta. Și asta este o palmă peste obrazul unora și ce este un semnal de alarmă pentru unii care nu vor mai face treaba asta, la care eu am zis, aș. Dar problema este următoarea. Voi nu vă recuperați prejudiciu. Aici e problema. Aici vreau să ajung și urmau o întrebare. Ce zice prietenul meu, zice, domnul Andrei, Liviu, că suntem prieteni, amici, ne cunoaștem de foarte mult timp. A fost coleg de facultate, a făcut două facultăți în România și este SAS. Și zice, băi, Liviu, nu e ce ați făcut pași importanți în chestiunea asta, în a aresta, în a face dosare, ai pune pe jar. Și fac o paranteză aici, îl întreb pe un tip care a făcut multe prostii la viața lui de genul ăsta și zic, ce mai fac? Îmi fac în continuare, până când îmi fac conturile cât sunt de mari, pentru ce nu fac și eu 15 ani de pușcărie ca ăștia? Și cu asta basta, dacă îmi vin, sunt boier. Pentru că, revenim la ce spuneam înainte, nu se recuperează prejudiciu. De ce nu se întâmplă? Iată-l, a ieșit Voiculescu. 60 de milioane de euro prejudiciu. Recuperat 30. Din câte am înțeles din presă și din... Eu mă îndoiesc că s-a recuperat și 30 de milioane. Eu zic că nu s-a recuperat mai mult de 5, 6, 10 milioane. Nu se recuperează. Nimeni nu spune nimic. Iată, a ieșit fostul ministru al transporturilor, Fenechiu. Prejudiciul pe care l-a avut e de 10 de milioane de euro. Nu s-a recuperat niciun leu. Niciun euro, pardon. Și alții îi știu. Vă garantez că îi știu pentru că asta chiar mă interesează. Și pierderile astea unde se vor deconta și când? Pierderile astea se decontează în bugetul statului român. Pierderile astea știți cât a spus un... Eram subprefect în București și am participat la o discuție în care era un analist american. Și a spus, România, în România s-au furat mulți bani. Foarte mulți bani.
O să vedeți că nu vor fi recuperați. Și chestiunile astea cu ANAF-ul, cu nu știu ce, cu ADN-ul, sunt pistol cu apă. Nu se vor întâmpla mare lucruri. Se vor recupera, dar foarte puțin. La care un prieten, un amic al meu de acolo, spune, doamne, dar cam cât s-a vândut? Ce peste 4.000 de miliarde. 4.000 de miliarde. Mi-a spus omul ăla că a mințit el, min și eu. Nu știu, pentru mine este imposibil să fure atâția bani, gândindu-ne cât este PIB-ul României, da, și mulțit cu 28 de ani cât a trecut pe atunci, până atunci ar fi greu să nu ajungem la suma asta ca să fie PIB-ul României. Dacă ne gândim însă la fondurile nerambursabile până când a adera, acolo s-au făcut cele mai mari măgării, ca, făcând o paranteză iarăși, acolo s-au făcut măgării mari de tot și aia nu pot fi controlate pentru că nu dădeai socoteală la ce... cât luai și cât și ce, cum îi cheltuiei fondurile nerambursabile de preaderare. Dar la fondurile rambursabile, nu rambursabile, la fondurile europene pe care le-am accesat, vă dați seama, este vorba de... Am înțeles că la banii care s-au cheltuit pe autostrăzi, 1 miliard sau 10 miliarde, nu mai știu cât, parcă 1 miliard, care nu se găsește, nu se știe unde este. Dar nimeni nu întreabă, nimeni nu... Dom'le, eu am un obicei. În momentul în care văd că lipsește ceva undeva, mă focusez pe treaba aia și sunt acolo până când îl rezolv. Și îl duc la capăt. Da. Îl duc la bun sfârșit. Îi spun, asta e finalitatea. O iei și pe autostrăzi, o iei și pe, nu știu ce, infrastructură de înalt loc, o iei și pe, nu știu cum, parlament, îl iei și pe la cutel drumul, iei și pe la nu știu cu ce. Le faci și faci un amalgam din ăsta... De nu mai știe nici presa centrală și locală ce să mai spune, ce să mai prezinte oamenilor astora, celor care urmăresc știrile în primul rând, ce să prezinte prioritar, ce este mai important să prezinte, și atunci se face un amalgam, o ciorbă care nu știe de ce este, dar cu gust. Atenție, aici este foarte important. Că ține trează atenția. Este cu gust și este mâncabilă. Și servesc oamenii din ea și zic, lasă-bă că nu este niciun fel. Și uite așa, sunt o grămadă de persoane care și-au însușit bani de-a lungul timpului nelegal și care, dacă Voiculescu a avut 10 ani pârnaie și a scăpat la 3 ani de zile, fac și eu pârnaie 3 ani de zile și cu asta basta, dar rămân cu banii și mă duc și mă distrez și cu... Asta este punctul de vedere al celor care desfășoară activități de acest gen, fără niciun fel de ascunzișuri. Deci nu au niciun fel de treabă. Iată, așa fac și așa gândesc. În condițiile astea, vă dați seama cum este văzută România de afară. În niciun caz nu este văzută bine. În schimb, această acțiune concentrată, puternică, a instituțiilor statului de anchetă este foarte bine văzută de cei de afară și mai ales de cei care au funcții de demnitate publică în statele europene cu care noi ne întâlneam și aveam discuții multe, foarte multe discuții și discutam pe treaba asta, au fost foarte încântați că suntem la capitolul ăsta mai puternici decât Polonia, decât Slovacia, decât țări care au momentul aderării mult înaintea noastră și au un nivel de lupta, trai de luptă și de trai mult mai mare decât al nostru. Și în condițiile astea erau mai mari așteptări la ei. Dar este problema asta cu analiză, atac, arestare, pușcărie până la urmă și în final nerecuperarea prejudiciului. Cum vedeți, domnule prefect, clasa politică 2020? După alegeri sau în timpul alegerilor și cine va candida și cine va ieși în 2020. Cum o vedeți acea clasă politică? Epurată, schimbată, întinerită, modificată, curată? Curată sub nicio formă. Exclus. Nu se va curăți. Nu, nici gând. Din păcate, clasa politică actuală este... ocupată de persoane nepregătite. Persoane care s-au lipit de un partid politic mai mic sau mai mare, care n-au făcut nimic,
care nu știu să facă nimic și care ulterior au făcut niște bani, bag niște bani în partidul respectiv și cer. Ne pomenim cu persoane care nu știu să vorbească, care nu leagă o frază, care nu știu nici despre ce se întâmplă, pentru că în momentul în care n-ai niciun fel de cunoștințe pe niciun palier, este clar că nu știi, n-ai ce să spui. Și cum sunt acceptați de cei care diriguiesc și partidele astea și care pun pe liste? Cum să fie acceptați? Pe bază de bani. Vine și spune, domnule, dau și eu 20.000 de euro și bag în campania asta electorală, dar vreau și eu să candidez consilier la Consiliul Județean. Să zicem, e prea mare suma pentru Consiliul Județean. 5.000 de euro, 10.000 de euro, dau și eu, uite, să fiu și eu consilier județean. Sau, ulterior vine și spune, domnule, uite, dau și eu 50.000 de euro la campania asta, dar vreau și eu să fiu pus pe un loc, sau 100.000 să fiu pus pe un loc eligibil la Senat sau la Cameră. Sau merge și în 2020 chestia asta? Va mai merge și în 2020? Și în 2020, și în 2024, 2028 și 32 suntem condamnați pentru că nimeni nu vrea să pună piciorul în prag. Ați auzit ce spun clienți din ăștia, tinerii din ăștia? Gata, trebuie să-i schimbăm pe aia vechi cu noi tinerii, să venim noi tinerii. Ce să facă ei tinerii? Ei nu știu, ei se împiedică de umbra lor. Habar n-au pe ce lume trăiesc. Eu țin la tineret. Dar, așa cum am fost și eu tânăr, trebuie să o ia de jos, să urce până sus, ca să poată să știe de cu ce se mănâncă politica. Funcția aia și ce unde vrea el să aspire acolo sus. Sunt foarte mulți de pildă care candidează și nu au nevoie să fie în Parlamentul României, nu, dar să fie pe și acolo, în momentul când apar funcțiile, în deconcentrate, în funcțiile numite la nivel județean și central, sunt primii acolo cu CV-uri, pentru că cu CV-uri fabricate. Nu cu ghilimele fabricate, pentru că ceea ce scrie în ele este adevărat. Dar sunt făcute la apelul de seară. Nu știu nimic. Ei nu știu ce înseamnă un curs, un seminar, nu știu profesorii care au făcut. Nu știu nimic. Sunt paraleli în chestiunea asta. Și se duc cu două facultăți, drept, științe economice, mastere. Se duc cu... își mai fac și, eu știu, vreun colegiu din ăsta celebru, apărare, informații, consuli de afaceri interne, de afaceri externe, că sunt o grămadă de colegii. Așa, diplomație și așa mai departe. Și când văd ăia la București și văd că și mai e și susținut de că a dat bani când a fost în campanie, gata, îl vezi secretar de stat, nu știu unde, și el este tabula raza. Tabula raza! Din păcate, peste 90% și-au, în procentul ăsta este, în peste tot, și-au găsit loc tot felul de oportuniști care sunt la capitolul știință. Stau rău de tot. Să nu le spun că sunt proști. Dar stau rău, rău de tot. Sunt sub limita admisă. Și cum vom evolua, domnule prefect? Așa cum v-am spus, vom evolua din rău în mai rău, pentru că nimeni nu vrea să pună piciorul în prag. Și Ponta a vrut să schimbe clasa politică cu tineret. Dar a dat kicks. De ce a dat kicks? Pentru că a greșit total. El a vrut să schimbe aici... titanii care erau, păi îl schimb pe Cârciumaru, dar trebuie să pui unul în locul lui ca și Cârciumaru. Iar la capitolul management e greu să-l îmi pare rău că vorbesc la pozitiv, dar asta e greu să-l egalez pe Cârciumaru. Păi cu cine să vin locul lui ca să pui în locul unui? Da, domne, am înțeles. Vii la o anumită vârstă, la 65, la 70, ieși afară, Cârciumaru nu are 65 de ani. Și nici alții, nici n-au 65 de ani, nici Manta, nici nu știu care sunt pe aici, pe lângă vârsta asta, n-au vârsta asta. Dar știu politică, știu carte, știu cu ce se mănâncă, știu ce trebuie făcut, știu pe unde, pe ce drum să o iei, știu pe unde să te orienteze. Care înseamnă mare lucru. Tu vii și înveți de la ei în 10-15 ani de acum încolo, după care ai și tu drept să pleci de jos într-un consilier, să înveți mai departe și apoi într-un șef de serviciu, un director adjunct, un director și apoi președinte la consiliu sau consilier sau primar sau viceprimar sau consilier nu știu unde sau prefect, subprefect sau secretar de stat, unde trebuie să ai
tot timpul experiență. Eu niciodată n-o să susțin oamenii care nu au experiență. Așa zisele lichele, care se lipesc precum alea, precum năpârcile și suc sângele din tine și au o atât de mare influență și au atât de mare abilitate încât reușesc. Și ajung acolo unde nu știu pe ce lume trăiesc. Vă dau un exemplu. Într-un anumit minister a fost numită o persoană mai de mult, care nu știa pe ce lume trăiește și a încercat să se dea la directorii generali pe care îi avea în subordine. L-au făcut ea praf. Praf din praf. Și au informat imediat conducerea politică pentru a putea să ia măsuri. Asta este problema cea mare. 90% se merge pe politruci, se merge pe oameni nepregătiți, se merge pe oameni abili în a face, în a produce rău în continuare și a venit această iufă cu eliminarea bătrânilor și venirea tinerilor în viața publică și în viața de management a unui județ, a unei țări. Și e o greșeală enormă. Pentru că ne-am apropiat de final, domnule prefect Liviu Andrei, vreau să vă mai lansez o provocare foarte scurtă, de 1 minut și 15 secunde, și v-aș întreba cum credeți dumneavoastră că văd oamenii la momentul august 2017 clasa politică, politicienii? Îi dau o notă de corigență, este nota 4, sunt convins, toți oamenii, dar nu interesează. Din păcate, este o abundență de oameni care trăiesc la țară, care nu-i interesează decât munca pământului și au ce le trebuie prin munca lor, grea, dar care le conferă o viață sănătoasă, mănâncă eco și totul este în regulă pentru ei, beau țuica pe care o fac ei, vinul pe care îl fac ei și tot ce pun la ciorbe, la mâncăruri, e produsul lor de acolo, de la țară, și nu-i interesează, nu se uită la politică, se uită poate la sport, se uită poate la filme, la seriale, la chestii, dar nu-i interesează politica, viața politică. Și, dar și ce este foarte interesant? Se duc la vot. Se duc la vot. Și votează ce îi spune unul de afară sau ce îi spune un altul. A, bă, cine a fost tot? Ai votat în tot pe aia și cu asta, basta. Și în felul acesta se perpetuează această stare de neîncredere, această stare de prosteală. E o prosteală. Cei care sunt la oraș, este o altă nebunie aici. Vă rog. Cei care știu, nu vin la vot. Nu mă duc să-i votez pe ea, bă, nu mai vreau să votez. Iarăși, un punct de vedere groaznic, total ne la locul lui, total nu vine în concordanță cu ceea ce se întâmplă. Vină, domne, la vot și dă-le o palmă, amendează-i, rupe-le gâtul. Dar nu sta acasă, a sta acasă și abia o bere, nu este o măsură pe care să o iei în momente din acestea grele. Nu este o măsură pe care să o iei. Și cei care vin sunt la alegerile locale, cei care sunt aduși pe 416, că sunt plătiți tot timpul și votează primarul care este în funcție sau altul care este la cerința celui care e baci și domn, și alții care au fost plătiți de-a lungul timpului. Iar la alegerile generale, ați văzut, procentul tot timpul este mai mic decât la alegerile locale, vin cei care își aduc aminte să vină la vot. Știți care este problema în țara asta? Problema că perpetuăm prostia. Și o acceptăm cu dezinvoltură și parcă vrem cu tot din adinsul ca țara asta să se ducă pe topogan la vale. Ce trebuie făcut în țara asta? Ce? Sunt trei chestiuni care trebuie făcute pentru ca să avem un pas înainte. Unu, toate funcțiile să aibă maximum 2 mandate. Indiferent că e președintele României, indiferent că este directorul de la DSVSA Gorj. 2 mandate. Punct. 2. Trebuie, în momentul în care ocupi o funcție, trebuie
să fii foarte, foarte bine analizat pe baza unor criterii de performanță și pe baza unor criterii de, de știință. Nu pe baza altor criterii. Da, și al treilea, cred că trebuie să ieșim din păcate. Și al treilea, care este cel mai important, să se vină la vot obligatoriu. Votul obligatoriu. Mulțumim mult domnului fost prefect Liviu Andrei pentru această discuție extrem de interesantă. Vă mulțumim mult, dragi ascultători. Rămâneți pe Radio Accent pentru că aveți ce asculta.